Mihai, meci nebun la Alba Iulia, dar totuși 5-3 pentru Daia. Cum comentezi acest joc? Prea multe despre joc nu pot să spun. Am început foarte prost. Oaspeții ne-au marcat două goluri, de fapt noi ne-am marcat două goluri. Am început jocul de la 2-0. La pauză, felicit băieții pentru acest meci, chiar îi felicit. La pauză au strâns rândurile, au revenit de la 2-0, 3-2, ca în minutul 85 sau cât a fost, domnul arbitru să rupe echilibrul jocului, acordând un penalti, care toată lumea s-a amuzat. Deci nu e posibil, este al nu știu câtelea meci în acest tur de campionat în care suntem defavorizați, clar. Că dacă nu-ți dă un foul la mijloc, nu-ți dă un aul, nu-ți dă un corner, înțeleg. Dacă tu iei o decizie la 3-2 și acordi 11 metri echipei oaspete, nu mai e nimic de zis. Din păcate, până acum în acest campionat, clasamentul e hotărât de arbitri. Arbitrii au hotărât clasamentul. La pauză am văzut că ai avut un discurs foarte nervos la adresa băieților care au reușit să-i remontezi. Da, pentru că n-au avut atitudine în această primă repriză, au tratat meciul, am avut un rezultat foarte bun la Blaj, au intrat relaxați. Da, după pauză v-am spus, e meritul lor și chiar îi felicit pentru această prestație din a doua repriză. Nici prima repriză n-am avut un joc rău, nu țin minte, în afară de goluri, să mai fi călcat în careu de aia. Cătălin Suciu vinovat la primele două goluri. Ce se întâmplă? A avut o evoluție extraordinară la junioria. E copil, greșim toți, se întâmplă astea. Acum pleacă la lotul național, are două meciuri marți și joi. Sperăm să-și repune din punct de vedere psihologic, dar nu cred că se pune problema. La portar, când, din păcate, la portar când greșești, se vede pe tabelă.